Salutare tuturor, eu sunt Nick. fraților, și după cum ați văzut din titlu, da, asta e un alt episod, o altă porcărie de la mine pe canal și țin să menționez că cine vrea să uite, cine nu poate să iasă, astăzi mi-am făcut aici, mi-am mi pus aici într-un folder, mi-am scris câteva chestii de care să vorbesc și bă, am zis, bă, hai să o fac, frate, și pe asta ca să o terminăm o dată, știi, să vedem ce am avut de spus și gata. În primul și în primul rând, Um, titlul e ce caut eu pe YouTube sau nu știu, nici nu știu cum o să fie titlul, dar mă, era ceva de genul. Uh, bă, în primul rând, hai să o luăm de la început. Nici una, nicio treabă, nici, bă, nici măcar melodie de aia pe fundal cu tărără, de aia știi, tristă sau fade uri sau porcării, nu. E o foarte simplă discuție care vrea să până la capăt, care nu chiar nu mă mai interesează, din momentul ăsta am început să nu mă mai intereseze. Uh, de fapt o să înceapă să nu mă mai intereseze neapărat feedback-ul pe care îl primesc, bine, o să mă mai așa, dar nu o să mai fiu așa de hapsând, cum să zicem. Cine vrea să uite ce nu poate să plece, haterii poate să stea oricând pe canal, pentru că până la urmă e doar o platformă de, nu neapărat zero o platformă pe care ne putem încărca contentul nostru. Și am aici patru dintre câteva chestii, bă, nu știu cele mai bune chestii pe care am putut să le scriu aici despre care să vorbesc, dar le-am făcut și eu așa. O imagine nu mă întrebați ce e acolo, eram eu la mare la un campionat și N-am ce imagine să pun și am pus-o pe aia, mă rog. Um, hai să vedem. Deci, prima chestie pe care am scris-o aici era cu postești ce vreau și cine vrea să uită. Mă rog, e, e o chestie ciudată, mi-am pus-o, trebuia, nu, nu trebuia să o citez, da, mă rog. Um, bă, chestia asta e foarte tru. Bă, frate, postezi ce îmi ar de mie. Da, postezi ce, ce îmi ar de mie, cât timp. E în, cât timp nu sunt -ă, sângeroase, mă refer la, știți voi, cu visii și porcării de genul sau uh, nuduri sau porcării, uh, termenii YouTube cât uh, așa postez ce vreau, bă, și totodată legat de chestia asta postez ce thumbnail vreau, ok? Uh, am uh, am uh, puterea da? să pun ce thumbnail vreau pentru că sunt acuzat de foarte multe ori că uh, mai am zic unii că bă ce thumbnail că ești așa, bă nu mă interesează, dacă vrei te uiți, dacă nu, nici măcar nu mai îmi spune. Deci chestia asta mi-a devenit atât de plictisitor, dacă eu vreau să am thumbnail ăla și nu vreau să fiu plictisitor ca alții. Uh, bine, nici nu-mi permis să fiu, să, adică neapărat nu nu, nu zic alții plictisitori, dar poate vreau eu să fiu un pic mai diferit, da? Poate nu vreau să pun acolo thumbnail-ul episodul 1 Minecraft cu Znic, episodul 2 Minecraft cu Znic, același thumbnail. Poate vreau să am thumbnail-uri diferite, poate vreau să am thumbnail-uri colorate, da? Deci nu ai dreptul să te legi de mine atâta timp dacă nu, deci pur și simplu dacă nu-ți place, bă, dezabonează-te și pleacă, nu te mai întoarce în viața ta la mine, ok? La mine pe canal. Uh, pentru că, nu știu, e, e plictisitor să vezi Adică eu, până la urmă, pentru ce fac content? Fac content pentru că vreau Am făcut content uh, postez, mă rog, content Și, bă, cine vrea să se uite, ok? Adică nu, nu stau să dau nimănui uh, chestii de genul că De ce fac aia sau așa Nu, frate care e problema? Poți să pleci, du-te, nu te mai întoarce și așa uh, Până la urmă sunt doar uh, niște chestii online, până la urmă, da? Că tot atâta am mă... Și, bă faza, mai, mai, e, faza asta că de ce că tu vezi că ești un haftân și ești așa. Nu, frate. Dacă eu vreau să am canalul așa, e bine așa am canalul meu, da? Bun, hai să zicem că am terminat chestia asta parțial, că e mult de vorbit, dar să încerc să le pun așa cât de cât, mă rog. Um, mai era o chestie că, mai zicea unii, eu nu depind de nimeni și pot continua pe cont propriu, frate, da? Deci, eu, de când m-am apucat de YouTube, nu am fost, nu neapărat ajutat, bustat, ajutat, crescut de nimeni. Am crescut singur. Deci am crescut singur, ok? Um, dacă eu acum n-aș mai face o colaborare cu nimeni. Deci dacă n-aș mai face cu nimeni colaborări, nu m-ar interesa. Deci nu m-ar interesa pentru că eu nu depind de altul, nu stau după ăla să filmez că hai să filmăm. Nu. 80% din videoclipurile de pe acest canal sunt făcute doar de mine, doar cu mine singur. Pe potoarea luăm în calcul ca și cum ar fi singur, pentru că nu e YouTuber sau ceva în genul, da? Deci, 80-85% din videoclipurile de pe canal sunt făcute de mine singur, ok? Nu sunt în colaborare cu altcineva mai mare sau porcării de genul, nu. Sunt făcute doar de mine, am reușit să cresc singur și o să reușesc în continuare. Prin urmare, dacă o să fiu vreodată dat la o parte din colectivul ăsta de, de pe YouTube pe care îl avem, YouTuberii ăștia între, nu știu, 1000 și cât, 40.000 de abonați, știți, grupul ăsta nu m-ar interesa. Eu pot să continui singur. Singura chestie ar fi că nu vreau să devin unul de la mare care pur și simplu nu filmează nimeni cu el, că, bă, vezi că e, țăran, că e așa. Nu, frate, nu stau să mă rog de cineva să filmeze cu mine, ok? Dacă eu, pur și simplu, vreau, nu, nu te prin frate, adică, uite, vezi că tu stai că pe spatele lui ăla, că vezi filme, aștepți cu ăla numai să filmezi ca să crești, nu, frate, deci, pur și simplu, oricum, am mai primit o grămadă de întrebări de alea că, vă vezi că nu știu și că poate te crește la bă, sincer. Dacă mă creștea sau dacă nu mă creștea, era doar o chestie că mă bucuram, da? În schimb, bucuria e mai mare când crești singur, ok? Eu acum nu vreau să bat niciuna, n-am bătut apropo, niciuna apropo până acum, ziceam doar așa că prea puțin m-ar interesa dacă aș continua din nou singur și nu e că eu, pur și simplu, dacă, să zicem că întreb pe cineva să filmeze, bă, dacă vrei filmăm, dacă nu, 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 nu mă, na, pur și simplu te-am întrebat, dacă nu, pur și simplu aștept să vină ăla să mă întrebe dacă vreau să filmez, că, na, vă dați seama. Um, mai era o altă chestie, mă rog, cred că o să mai revenim un pic la asta că nu l-am terminat. Uh, ceva cu titlurile Bă, dacă nu-ți plac titl titlurile pe care le pun Bă, poți să pleci, mă, oricând Poți să nu dai click, poți să dezabonezi Poți să poți faci orice Poți să faci orice, numai să nu mai Mă seci atâta la cap Bă, care e problema, frate? Deci, este există o porțiune de oameni care se uită Indiferent, da, pe care o știu și eu Indiferent de ce pun Se uită, nu contează, da Ei bine uh, Titlurile astea, bă, uneori sunt puse deci eu le pun așa, bă, pentru că, sincer, deci hai să zic motivul principal, nu pentru că, cum zic unii, uh, că vezi că tu pui titlul ăsta ca să faci juzuri. nu, deci primul și principalul motiv pentru care pun titlul ăsta e pentru că m-am plictisit, efectiv, să fie, am găsit un sat. Bară Minecraft cu snick bară Sezonul 1, bară Episodul 1, bară. Deci e prea plictisitor de acum, deci nu știu, m-am plictisit. Și din moment ce e canalul meu și e contentul meu, fac ce vreau cu el și îl pun cum vreau eu, da? Deci, pur și simplu, dacă eu am jucat Minecraft, da? Am jucat Minecraft, am filmat un episod și, uh, brf, nu știu, m-a fugărit un jucător survival game și a venit un hacker, bla bla și zburam. Pot să-mi pun un titlu, dacă mă gândesc mai bine, uh, nu știu, să spun, uh, zbura ca Iisus după mine sau ceva în genul. Și era o treabă aici. Și în thumbnail pun survival games și pun asta, pentru că este o diferență dintre titlu și thumbnail. În titlu poți să pui ceva și în thumbnail să pui altceva. De exemplu, dacă mai ai ceva de completat, poți să-ți pui în thumbnail și titlul să rămână cum vrei tu. Ei bine, chestia asta... Mi aparține și pot să fac când vreau și cum vreau asta, deci dacă pe altul, nu, altuia nu-i place ce fac, bă, nu știu, oricum mi s-a mai întâmplat de asta să nu-i se spună că, bă, e așa, pur și simplu, ok, și mai e ceva că trece timpul, da, ai terminat, ok, mai bine, ok. Pentru că, bă, nu știu, YouTube-ul ăsta e okay, adică mi-am făcut prieteni, mulți prieteni pe YouTube, de, mă rog, de când să zicem că sunt YouTuber, bla, 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 nu știu cum... Uh, colectivul e ok uh, și n-am, ce să reproșez în primul rând și da. Uh, ce chestii mai aveam, mai aveam să, mai aveam eu să spun ceva, um, să să mă gândesc așa, um, dacă eu, ca persoană fizic, Nick, deținătorul și owner-ul, mă rog, știu că e același lucru, canalul lui Snick, da? Vreau să, nu știu, ce să fac, frate? Să nu știu, să pun câte episoade vreau eu, episoade de care vreau eu, cu titlul de care vreau eu, tu, la rândul tău, nu ai drept, poți să fii și tu youtuber, nu mă interesează, dar nu ai dreptul, adică de fapt ai dreptul, dar prea puțin îmi pasă, adică aș da prea puțină importanță, să îmi spui mie că bă, că tu ești doar așa, că tu stai doar așa, că tu nu știu cum, că dacă ar fi să pui așa, Bun, bă, și care e problema? Adică ce te freacă pe tine dacă eu pun titlul de astea? vă pune și tu, frate. Deci, tuturor care mi-au spus asta, bă, pune, frate, și tu, care e problema? Pune și tu. Mai erau chestii cu copiatul. Bă, frate, oricum o să fac un episod, oricum o să fac un episod de ăsta separat, cu stilul. Cum să-ți formezi un stil, frate? Deci, un stil nu se formează, nu te naști el, un stil îl formezi, da? În primul rând. Cum formezi un stil? Luând puțin din altele, da? Deci, dacă ție îți place de, hai să tomă, îți place de Eminem, da? place cum cântă, cum se... De la Eminem poți să de exemplu, nu știu, uh, pf, ce poți să de la Eminem? Hai să zicem metaforele și toate chestiile pe care le zice, da? Și să le folosești și tu. Îți place cum arată Blazer Angelov, dacă știi tipul ăla cum își. Poți să faci să-i mai mâști așa, da? Să arăți un pic mai body, mai, știi, you know? Dacă îți place cum se comportă, nu știu, Pink, nu știu, e primul om care poți să încep să te comporți și tu un pic ca el. Și e bine, luând puțin din Eminem, puțin din Lazar și puțin din Pink, o să devii și tu altul. Deci nu cred că o să existe două stiluri la fel. E imposibil. Deci chestia asta și prin stilul ăsta care a fost apropoul ăsta. Că dacă eu uh, vreau să fac animații și tu îmi spui că îl copiez, frate, care-i problema? Îți fixe la fel? Îți la fel? Nu, nu îți la fel. Așa dacă uh, PewDiePie a făcut o serie cu, cu ce a făcut. Cu, dă-mi dă un joc, mă, dă-mi un joc cu Battlefield 4. Și vine și znic și face un uh, episod cu Battlefield 4. Înseamnă că m-am luat după PewDiePie. Așa ar trebui toată lumea să copieze pe toată lumea. Dacă primul care a posta Minecraft a fost Pink și după a venit, cine a venit? Prietenul Pink și a posta Minecraft înseamnă că s-a luat după Pink? Nu, frate, deci nu are nicio legătură. L-am dat pe Pink ca exemplu că nu știu, venea în minte acum. Um, deci, prin urmare, dacă eu vreau să fac, uh, nu știu, hai zicem, da, un exemplu, animațiile. Dacă eu vreau să fac animații, le fac pentru că sunt uh, create de mine, este doar o inspirație și până la urmă cu toții ne inspirăm. Da, ai voie să te inspiri, ai voie să faci treburile astea. Pentru că, frate, prea m-am plictisit să-mi spună toată lumea, dar de fapt nici nu mă prea interesează când zic, adică, da, ok, bun, dacă vrei, te uiți, dacă nu, nu, cam asta e treaba mea, eu îmi postez contentul meu în continuare, prea puțin o să-mi pese de ce faci tu și gata, bă și gata. Mă rog, cam ăsta a fost episodul, dacă eu o să mai fac, dacă nu, mă duc și eu. Mă rog, cam asta bă, vă pupă ceafă și sper că ați înțeles, mă rog.